Dragi cititori, dragi pasionați de lectură, suntem la un nou videoclip. Astăzi continuăm povestea noastră despre cărți cu alte trei cărți noi, propunerile săptămânii, un nou unboxing pentru voi și continuăm și povestea legată de serii, pentru că toate cele trei cărți pe care le-am comandat și care au venit de la editurile Polirom, nu Rao Polirom, editura 3 și editura Epica. Toate aceste trei cărți fac parte din trei serii, două dintre ele deja, dintre aceste serii sunt deja la mine în bibliotecă, așadar vom întregi aceste serii, iar o carte dintr-o serie nouă, absolut nouă pentru mine. Așadar, vom face astăzi cunoștință cu o serie nouă aici pe canal și cu un autor nou, evident. Cum am spus, continuăm povestea noastră despre serii și despre cărți într-o zi care pare ceva mai frumoasă după câteva zile cu multe ploi și temperaturi scăzute. Astăzi, cel puțin în această dimineață, avem parte de un soare extrem de prietenos și generos aici la Cluj-Napoca. Bun, dragilor, vă invit așadar, vă salut, vă invit să rămâneți aici pe canal cu mine în minutele următoare pentru a descoperi trei cărți și trei serii despre care vom povesti. Iar dacă sunteți noi aici pe canal, vă invit să vă abonați, este absolut gratuit și mă ajută foarte, foarte mult. De asemenea, nu uitați să apăsați și pe clopoțel pentru că aici postez destul de des videoclipuri despre cărți și drumeții. De asemenea, dacă aveți și prieteni care îndrăgesc acest gen de conținut, dați un share acestui videoclip pentru a afla și ei despre acest canal bun. Nu mai lungim introducerea, avem coletele aici pe care le vom desface împreună. Acesta este instrumentul, probabil că deja v-ați familiarizat cu el. Avem aici cartea de la editura 3. Bun, în țiplă. Trebuie și evident tăiată țipla. Am scos-o și din țiplă. Bun, îți facem al doilea colet. Un ambalaj ceva mai năstrușnic, aș putea spune. Bun, cartea de la editura Polirom, destul de biblioteca Polirom, destul de subțirică. Și desfac acum și cel de-al treilea colet și ultimul și revin către voi cu prezentarea fiecărei cărți în parte. Bun, așa arată cărțile după ce am desfăcut coletele. Așadar, astăzi vom vorbi și despre o carte extrem de voluminoasă, aproape 1000 de pagini, dar până să ajungem la ea, o să începem cu o carte ediție 2013, Biblioteca Polirom, partea a treia dintr-o serie absolut genială, literatura gotică, dragilor, astăzi. Cartea face parte din ciclul de romane din care mai fac parte Umbra Vântului și Jocul Îngerului, așadar misterioasa și fascinanta lume din Cimitirul Cărților Uitate din centrul vechi al Barcelonei. Aici pentru voi geniul spaniol Carlos Ruiz Zafón, Prizonierul Cerului. Doar 250 de pagini, aproape la jumătate. Mai am în bibliotecă Umbra Vântului, prima parte din această serie, 480 de pagini, probabil că deja știți, este favorita mea din categoria de literatură contemporană din cărțile citite în 2023, și Jocul Îngerului, partea a doua, dar în ordine cronologică, de fapt, acțiunea se petrece înaintea acțiunii din prima parte, Umbra Vântului, Jocul Îngerului, dragilor, cu acțiune care începe prin 1920, dacă am reținut bine, și o carte la care vreau să ajung extrem, extrem de curând.
Iar astăzi vin către voi cu partea a treia, așadar prizonierul cerului din ciclul de, de sau din tetralogia, mai bine spus, cimitirul cărților uitate, din care mai îmi lipsește partea a patra, labirintul spiritelor. În această a treia parte, prizonierul cerului, acțiunea începe în dimineața de Crăciun anului 1957, când cunoscutul protagonist Daniel Sempere se afla în singur în anticariatul tatălui său, pe când apare un personaj foarte misterios care se arată extrem de interesat de un volum foarte prețios care se afla sub cheie, un volum unicat cu ilustrații deosebite și frumoase din Contele de Monte Cristo. Deși nu pare să aibă o pasiune aparte pentru cărți, străinul insistă să cumpere această ediție scumpă și să-i o dăruiască celui mai bun prieten al lui Daniel, însoțită de o dedicație absolut stranie. Vizita sa la anticariat declanșează o serie de aventuri uluitoare, presărate cu urmăriri, trădări, povești de dragoste, schimbări de identitate și reîntoarceri din morți, evadări spectaculoase din temniță care vor schimba destinile tuturor și la care cititorii fideli vor lua parte cu sufletul la gură. Un roman al splendorii și al capcanelor, care la rândul lor aduc alte și alte capcane în mâinile lui Carlos Ruiz Zafón, fiecare scenă împrumută aerul misterios din primele filme ale lui Orson Welles. Trebuie să fii cu adevărat romantic ca să poți să îi apreciezi întreaga valoare. Abia atunci lectura ta va fi excepțională, după cum mărturisește marele Stephen King despre Carlos Ruiz Zafón și despre această serie absolut fabuloasă, Cimitirul cărților uitate. Am găsit încă o carte care dovedește cât de minunat este încă o dată să te cufunzi într-o poveste plină de resurse, seducție, risc, răzbunare și un mister total pe care autorul îl țese în fiecare pagină atât de frumos și magistral. Așadar, astăzi partea a treia din tetralogia Cimitirul cărților uitate, Prizonierul cerului, într-o ediție din Biblioteca Polirom, 248 de pagini, 2013, an de apariție. Așadar, completez această tetralogie cu al treilea volum, Prizonierul cerului, după Umbra vântului și Jocurile îngerului, așadar mai rămâne de achiziționat Labirintul spiritelor. Bun, dragilor, luăm o gură de cafea, tragem aer în piept pentru că avem nevoie de energie. O să vedeți acum ce urmează. Și da, astăzi vom discuta despre scriitoarea de origine rusă, născută la Leningrad în 1963, cu activitate scriitoricească începând cu 1994 și autoarea altor bestselleruri internaționale precum Truly, Frunze roșii sau 11 ore, așadar seria ei, trilogia ei, mai precis Călărețul de aramă, Paulina Simons, astăzi cetățeană americană, cum am spus, născută la Leningrad în 63. Prima parte din această trilogie de 920 de pagini, această primă parte, Călărețul de aramă, evident, partea a doua, partea a treia, Anastasia și Alexander, și partea a treia, Lili și Grădina de Vară, și ele la fel de voluminoase, așadar această trilogie de aproape 3000 de pagini. Aici avem aproape 1000, prima parte, Călărețul de aramă, o minunată și pasionantă poveste de dragoste, ia naștere în Leningradul ocupat de nemți în timpul celui de-al doilea război mondial. Tatiana are doar 17 ani atunci când naziștii invadează Rusia în anul 1941. Ea locuia împreună cu bunicii, părinții, fratele ei geamăn și sora în două cămăruțe din orașul Leningrad, ducând o viață modestă, dar liniștită. Războiul încă nu ajunsese în acel oraș, mărturie a unei epoci de mult apuse, dar unde încă mai exista speranță. Tatiana simte că
Copilăria ei a luat sfârșit atunci când îl întâlnește pe Alexander, un locotenent din Armata Roșie de care se îndrăgostește la prima vedere. Dar întâmplarea face ca rivala pentru inima lui Alexander să fie chiar Dasa, sora ei mai mare, și astfel, prinsă între dragostea de soră și dragostea pentru Alexander, inima Tatianei devine un câmp de bătălii. Între timp, Leningradul este ocupat și izolat, ocupat de către naziști și izolat astfel de restul țării, iar familia Tatianei face eforturi dramatice pentru a-și procura hrana și pentru a rămâne în viață. Cei doi îndrăgostiți, Tatiana și Alexander, vor fi angrenați în iureșul evenimentelor și vor avea de dus o luptă aprigă pentru a-și câștiga libertatea și pentru a avea dreptul de a trăi iubirea. Un fascinant roman despre trădare, pasiune și supraviețuire, în care realismul evenimentelor se împlătește magistral cu trăirile intense ale personajelor. Este greu să ignor povestea de dragoste inserată într-o narațiune cu adevărat grandioasă. Romanul Pe aripile vântului al lui Margaret Mitchell rămâne prototipul acestui gen literar în care Război și pace al lui Lev Tolstoi culege elogiile literare. Dar se observă rapid că autoarea de origine rusă, Paulina Simmons, stăpânește foarte bine acest gen de saga romantică. Ea poate să facă demonstrații despre trăinicia spiritului uman, dar niciodată în detrimentul pasajelor descriptive pline de forță și frumusețe. Așadar, astăzi 900 și de pagini pentru voi din prima parte a trilogiei ei, a lui Paulina Simmons, Călărețul de aramă, într-o ediție absolut superbă, cu un cover absolut minunat, editura Epica. Așadar, Călărețul de aramă, și despre această trilogie am auzit o grămadă de recenzii extrem de bune. O lăsăm pe Paulina Simmons în spate, mai luăm o gură de cafea și vin către voi cu a cincea parte din cea mai frumoasă serie de romane thriller polițiste pe care am citit-o până acum. S-a ajuns la volumul 7, nu mai dezbat despre fiecare volum în parte, pentru că probabil vedeți aici pe fundal am primele 3 volume semnate Stieg Larsson, Bărbații care urăsc femeile, Fata care s-a jucat cu focul și Castelul din nori s-a sfărmat. Recent am venit într-un unboxing pentru voi cu Prizonieră în pânza de Păianjen, prima parte semnată David Lagercrantz. Deja am citit, apropo, o bună parte din acest roman. A continuat povestea, aș spune, absolut excepțional, jurnalistul suedez, și el un jurnalist de investigație, de altfel cum a fost și Stieg Larsson, și vin astăzi către voi cu a cincea parte, Dinte pentru Dinte, editura 3, evident. Și apropo, fiindcă v-am prezentat Prizonieră în pânza de Păianjen, nu înțeleg de ce în această ediție băieții sau editura 3, cei care lucrează la această editură, s-au gândit să schimbe coperta, având în vedere că Dinte pentru Dinte are același design cum au fost și cover-urile lucrate și prezentate în trilogia Millennium, trilogia lui Stieg Larsson. Deci designul a fost același, doar la partea a patra, Prizonieră în pânza de Păianjen, avem un alt cover, un alt design. Nu înțeleg de ce trebuie să apară un alt design în bibliotecă. Bun, trecem la Dinte pentru Dinte, dragilor. Fata cu un dragon tatuat, Lisbeth Salander, nu are de gând să fie iertătoare. Ea a avut, cum bine știți deja, o copilărie marcată de agresivități și abuzuri oribile, marcată chiar și de nenumărate tentative la viața ei. Cerneala imprimată îi amintește constant de promisiunea ei de a lupta cu înverșunare împotriva tuturor nedreptăților. Acum ea se află într-o închisoare de maximă securitate pentru femei.
ceea ce pentru Lisbeth paradoxal nu este o pedeapsă, așa cum ne-am așteptat cu toții. De fapt, ea aici găsește o relativă siguranță. Închisoarea Flotberga este controlată de femei, iar pentru ea, care este un talent excepțional, o hackeriță de computere, nu există granițe. Michael Blomqvist face săptămânal călătorie lungă pentru a o vizita. Pentru acest efort este dezvăluită o pistă care ar putea însemna o descoperire uriașă pentru Millennium. Noi așa avem nevoie de subiecte senzaționale la revista Millennium. Astfel, Salander și Blomqvist sunt din nou împreună, iar Salander este aici un investigator mai eficient, mai carismatic și mai spectaculos, să spunem așa, decât în celelalte romane, fără să aibă abilități sociale. Ea este însă de neegalat atunci când trebuie să vorbească franc despre puterea coruptă. Iar despre acest roman US Today titra captivant, impresionant, plin de ingeniozitate, care l-ar face și pe Stieg Larsson să fie mândru de rezultat. Da, mult apreciatul autor suedez și jurnalist de investigație David Lagercrantz, care a debutat ca romancier cu romanul Agonia lui Turing, apărut la noi la editura Pandora în 2016, care relatează povestea ficționalizată a matematicianului englez Alan Turing. În 2011, David Lagercrantz a lansat biografia lui Zlatan Ibrahimović, celebrul suedez, fotbalist suedez. Carte apărută la noi la editura Publica în 2015. Această biografie a lui Zlatan Ibrahimović reprezintă una dintre cele mai de succes cărții apărute în Suedia, tradusă în zeci de limbi, mai precis în peste 30 de limbi, și vândută în milioane de exemplare. În 2013, David Lagercrantz, deja știm, a semnat la sfârșitul anului 2013 un contract cu editura Norstedts pentru a continua seria Millennium începută de marele Stieg Larsson. Priviți-l aici cum se află în bibliotecă, absolut excepțional, absolut excepțional până acum, după aproape ce am parcurs Prizonieră în pânza de Păianjen. Pot spune că a continuat povestea și el foarte, foarte bine. Nu înțeleg de ce a făcut aceste romane cu o acțiune și cu o atenție la detalii absolut incredibilă, de ce le-a făcut atât de scurte. Bun, dinte pentru dinte, așadar astăzi Millennium 5, mai rămâne partea a 6-a, apoi trecem la Karin Smirnov. Până să ajungem la Karin Smirnov, finalizăm acest unboxing, dragilor, pe care l-am început cu a treia parte din tetralogia Cimitirul Cărților Uitate, Prizonierul Cerului, geniul spaniol Carlos Ruiz Zafón. Am debutat și cu trilogia, super trilogia de aproape 3000 de pagini a Paulinei Simmons, autoare americană născută însă în Federația Rusă sau în Rusia Sovietică la Leningrad în 1963, o excepțională poveste de dragoste între Tatiana și Alexander, o tânără de 17 ani și un locotenent din Armata Roșie. Și am finalizat cu David Lagercrantz și mult îndrăgita serie Millennium, ajuns acum pentru voi la acest unboxing, la partea a cincea, dinte pentru dinte, editura 3, 416 pagini. Te aștept pe tine în comentarii acum să-mi spui cum ți s-au părut aceste propuneri. Până data viitoare, îți mulțumesc că ai rămas alături de mine. Spor la lectură, toate cele bune!